să vă povestesc despre faptul că recent în Italia s-a desfășurat campionatul european de majorete. Și ce credeți? Majoretele din Republica Moldova, cele care ne-au reprezentat țara în cadrul campionatului european, au revenit acasă cu medalia de argint. Deci este pentru prima dată când, apropo, când țara noastră participă în cadrul acestui campionat și deja avem un rezultat foarte, foarte bun. Aș vrea acum în continuare să vorbim cu cea care este antrenoarea acestor fete bravo, majoretelor, și care, datorită căreia fetele au reușit să obțină această performanță. Așa că o salut pe doamna Rodica Panașescu, antrenoare națională și internațională, asta este foarte important să menționez, și președinta Federației de Majorete. Și ce credeți? Am uitat, doamna Rodica, ia ajutați-mă, vă rog. Baton și twirling. Gat, twirling. Așa. Bine ați revenit la noi, doamna Panașescu, în primul rând. Bună seara. Bine v-am găsit. Sunt bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră și să vă povestesc despre ceea ce ne-a reușit nouă. Mai ales că eu vreau ca cei care ne urmăresc acum, în cazul în care au uitat sau poate n-au prins ediția aceea, dumneavoastră ați fost în studioul nostru cu vreo 3 săptămâni în urmă, cred. Ați venit cu fetele din Majoret Show și fetele au și dansat aici în platoul nostru, deci noi am putut să aflăm și să înțelegem exact ce fac majoretele. Și felicitări pentru performanța înregistrată în cadrul campionatului european. Vă mulțumesc mult. Cum a fost? A fost emoționant. A fost o experiență nouă în viață. A fost ceva care va lăsa o urmă importantă în acest gen nou pentru fetele noastre și va intra, cred că, în istoria Federației Europene, deoarece ei prima dată au avut posibilitatea să cunoască despre Republica Moldova, să cunoască că deja și la, în Europa există încă o țară membră care a aderat și eu cred că ei au fost foarte impresionați de prestația noastră, deoarece sunt țări care foarte mult timp practică acest gen și sunt profesioniști în acest gen. Când am venit noi în prima zi și am avut o adunare generală cu toți președinții a federațiilor naționale, despre noi de-abia au auzit și au spus: acomodați-vă în familia noastră europeană, poate peste câteva timp, câțiva ani și dumneavoastră veți avea șansa și posibilitatea să câștigați, că sunt țări care sunt mulți ani și nu prea reușesc să se încadreze. Pentru și voi așa de bine v-ați acomodat că ați luat locul 2 din prima. Asta a fost o provocare. Deci ca să fie clar. A fost o provocare, dar vreau să vă spun că într-adevăr așteptări mari nu am avut. Că am știut unde merg. 14 țări. Țări foarte puternice. Știam că șansele noastre sunt minime. Dar credința noastră a fost maximă. Și anume faptul că am muncit mult, am avut mentori buni, am apelat la ore online cu cei mai puternici antrenori din Federația Europeană, am apelat la ajutorul lor, totuși să ne dea sugestii, sfaturi, cum să ne pregătim. Plus, am avut îndrumări foarte bune de la Ministerul Sportului, Liviu Mironov, care ne-a sugerat cum este bine să fie echipată echipa, cum să ieșim în platou. Ne-au în fața monumentului Ștefan cel Mare, ne-au mânat drapelul țării pe care trebuia să-l arborăm și în premieră a fost arborat drapelul Republicii Moldova și a fost intonat imnul. Toate momentele acestea sunt atât de importante pentru noi, deoarece
Noi vorbim nu despre noi ca persoane fizice, noi vorbim despre țara noastră, despre neamul nostru, care într-adevăr a arătat că Moldova este o țară care merită să fie apreciată. Ce totuși a făcut ca fetele noastre să fie apreciate? Prin ce s-au remarcat? Cum le-ați văzut și dumneavoastră? Pentru că le cunoașteți cel mai bine până la urmă. Vreau să vă spun că am mers cu 50 de copii la acest campionat. A fost o echipă foarte mare. Am avut o echipă mică care a participat în nominația juvenal, care au luat, apropo, locul 4. Dar eu sunt mulțumită de prestația lor. Fetițele mari, care și-au câștigat locul 2, s-au deosebit prin temperament. Totuși, europenii au tempoul lor, au caracteristica lor. Noi am venit punând la bază dansul nostru, caracterul nostru, mișcarea noastră și am asimilat-o în ceea ce fac ei. Și această combinație a fost un punct foarte pentru ca să ne deosebim de toți. Deoarece când s-a auzit în platou muzica noastră atât de dinamică, atât de vie, toată lumea ne aplauda și am fost plăcut surprinși că multe țări europene erau suporterii noștri. Dar era când plăcut. Spuneți tempou, vă referiți la faptul că noi suntem totuși, că fetele noastre au fost mai cu pasiune, mai cu așa, mai cu energie, mai cu... Eu cred că da. Totuși, tempoul moldoveanului, bătuta aceasta, caracteristica mișcărilor noastre, au fost mai deosebite. Mai cu foc. Pentru ei, au fost în premieră să vadă așa un caracter. Și eu cred că asta a fost un punct important. Da, un punct foarte. Da. Exact, exact. Vedem și imagini acum. Câte zile ați stat în unde, în ce oraș? Este un oraș foarte frumos, Lignano Sabbiadoro, un oraș unde este un complex sportiv olimpic, unde se desfășoară foarte multe campionate europene și un complex foarte mare. Nu departe de Veneția, de Trieste, însăși orașul Lignano este un orașel cu un specific deosebit. Ați stat mai multe zile? De pe 13 până pe 16 octombrie. Mm-hmm. A durat tot campionatul. Doamna Radica, aș vrea să concretizez. Tot ceea ce vedem acum, coreografia, vă aparține. Da, sigur. Este munca dumneavoastră. Da. Și eu v-am prezentat la început ca fiind antrenoare națională și internațională de majorete. Și sunteți deocamdată singura persoană din Republica Moldova acreditată la nivel internațional? După cum cunosc, da, deoarece eu am susținut examene recent, în luna septembrie, am susținut examene la Federația Europeană, la antrenorii europeni și am primit această acreditare și pe lângă faptul acesta că am susținut eu, a susținut și o fetiță care este antrenoare la noi, tot acest titlu de antrenoare națională și de majorete și de baton twirling. Felicitări! Da. După cum cunosc, noi suntem unice, dar... Uhum. Poate o să deschideți calea pentru mai mulți oameni, mai multe persoane de la noi care poate și-ar dori să facă acest lucru. Ce vă mai doriți dumneavoastră să mai faceți? După argint, și apropo, ați venit și cu trofeul câștigat și cu medalia. Haideți, eu să iau măcar așa o medalie să mă uit, că-s curioasă. Medalie de argint. Așa. După campionatul european, ce mai urmează?
Noi, în primul rând, am primit deja permisiunea de a participa în anul 2023 la campionatul european, care se va desfășura în orașul Plovdiv, Bulgaria, deoarece este o rotație de țări. Fiecare țară membră a Federației Europene este gazda unui campionat european. Bineînțeles că este loc pentru mai bine și mai bun. Este loc pentru a participa în mai multe nominații, cu drapele. Din păcate, cu Dobi n-am putut să particip, deoarece s-a constatat că formațiuni cu Dobi nu prea sunt. Și a fost o descoperire pentru mine că nu numai în Republica Moldova, în România, în Bulgaria și în alte țări europene formațiuni cu Dobi nu sunt. Și vorbind cu administrația federației, s-au gândit că este bine, dacă nu avem concurenți, să fim invitați să deschidem solemn acest campionat. Pentru noi ar fi un lucru benefic să ne dezvoltăm, să promovăm acest gen, să atragem cât mai multe lume și colective, să-l facem mai popularizat și totodată cât mai mulți copii să se ocupe. Deoarece este un gen care are în sine și dans, și clasică, și gimnastică, și dezvoltă foarte bine motorica mânuților. Totodată poate fi folosit și la activități sportive, ca echipe de suporteri. Dar, pe lângă acest fapt, fac și solfegiu cu un profesor la Dobi și dezvoltă capacitatea intelectuală și dezvoltă însăși copilul în acest gen. Chiar. Da, multilateral. Doamna Panașescu, mulțumim foarte mult pentru că ați venit la noi, ați împărtășit cu noi această bucurie. Felicitări încă o dată și să le transmiteți felicitările noastre fetelor și vă mai așteptăm. Data viitoare mai veniți la noi în componență deplină. Vă mulțumesc!